au ajuns prețele. Vă rog să înțelegeți la nivelul României, pe programul operațional regional, sunt peste 160 de proiecte cu o valoare de 5 milioane de euro fiecare, care nu s-a finalizat. Nu s-a. Deci, înțelegeți, domnule, noi avem un problemă. Deci, suntem capabili să ne înțelegeți. Acum, dumneavoastră, da. Sunteți un om libertar, aveți o afacere și știți cum să faci o casă și o prostituție. Am înțeles că era o casă și în momentul, în momentul când au început lucrările pe cel care a luat da? Ați crezut că se termină până la sfârșitul mandatului? Da. Cu ăia care au început lucrările? Da. Da, urmă. Deci acolo am 5 și avem 5 operațiuni. Canalizare, iluminat public, trotuare și asfalt. Sunt 5 operațiuni cu 2 proiecte supraconsolidate. Cum vom asuma tot cu multe scavatori și cu 6 de ani? Să termine dita mai proiectele. Domnul primar. Nu știu ce spune dumneavoastră. Spus acum 160 de proiecte sunt. Ziarul pe care l-am realizat. Ziarul pe care l-am realizat. Cum vă spuneți pe mine? Când spuneți acum? Cum vă face? Astăzi peste 300 de proiecte. Cum să ne aducă la HD-ul? Ovidiu, acum așteptă cu dezbatere. Sunt 160 și acolo. Ovidiu, acum așteptă cu dezbatere. Și acum ce să facem? Facem să trebuie lăsat banii proiectului. Domnul Venitul, sunt 21.800. Dacă credeți că proiectele astea semnalizează... Dar pe ce facem, domnul? Pe niște credite pe care... Cine le plătește? O să vedeți că... Cine le plătește? Cine le plătește?